Oamenii sunt revoltați din cauza faptului că blocul în care locuiesc, dar și cele din apropiere, ar putea să se deterioreze din cauza supraetajării. Am văzut la noi când merge mașina se cutremură casa. Înseamnă că dacă aici vine și construiește cu nouă etajă, noi ne prăbușim. N-am auzit de 7, de 9, asta e prima dată când aud. Aproape toate apartamentele au semnat, dar nu-i scris în contract câte etaje o să facă. Aici o să fie un șantier de construcție undeva de vreo 5 ani de zile, asta minim. Un bloc cu 9 etaje. Acolo, în casa în cauză, sunt locatari bătrâni în vârstă care nici nu pot ieși din casă. Pretorul sectorului Reșcani a confirmat că urmează a fi construite 7 etaje deasupra blocului, dar nu a putut oferi alte detalii. La finalizarea construcției trebuie să fie un bloc cu parter, 8 etaje și acoperișul. Asta nu este construcție separată, este o construcție pe blocul respectiv. Potrivit experților, reconstruirea unui bloc vechi de 67 de ani pe același fundament este riscantă. Când e vorba de o mansardă, de un nivel mansardă ușurel, cum se mai fac la noi la blocurile cu 5 etaje locative, poate să fie de ajuns fundațiile și pereții care sunt existenți la clădire respectivă. Dar când e vorba de câteva nivele, asta e complet altceva. Adică structura portantă trebuie să fie alta, nouă. Reprezentanții primăriei au refuzat să comenteze cazul, motivând că cei care ar putea să ne ofere detalii sunt plecați din țara.